Nu știu ce am pregătit eu, dar eu am probleme cu soția mai mult. Sper să nu se uite la emisiune. Este o olteancă și mai mers cu prietenii în parc, la o tablă, la o bere, la asta, și într-o zi primesc un telefon. Vino repede acasă ca să te joci cu aia mică. Nu era... Cu să te joci cu aia mică? Da. Și eu mirat, zic, care aia mică, că noi n-avem copii. Zice, de-aia n-avem copii, că e mică. Bănuiesc că la pensie s-a referit. Că altfel tensiunea e mare, colesterolul mare, glicemia și mai mare. Am ajuns acasă, deschid ușa, soția în hol. Și o salut și eu. Bună, micuțu. Ea ridică privirea la mine, zice, cu mine vorbesc sau te-ai uitat în pantalon? Am închițit-o și pe asta. N-am avut ce să fac. În fine... A pus masa, am servit cina, am intrat în dormitor și mă pregătesc de culcare când vine soția îmbrăcată în polițist și cu o perche de cătușă la mână. Ce faci, drag? Păi, zice, am venit să te arestez că ai fost părât că ești bun la pat. Eu? Da. După 3 minute de cercetări am fost eliberat în lipsă de probe. Într-o zi zic, lasă că trebuie să găsesc și eu să mă... pentru curasonul meu. Anul trecut a câștigat Publicul Are Talent. El e un om din public. Și zic, hai să fac o surpriză. Era ziua ei, merg la un magazin de textile și văd o domnișoară cum sunt... colegele dumneavoastră și... Nu, aici nu mai este, mă rog. Da. Și rog... Doar ea e domnișoară. Îi zic, vreau și eu o pereche de bikini pentru soția mea. Zice, da, ce culoare, danteluță? Nu contează. Zic, dați-mi unii roșii. Foarte. Zice, da, spuneți-mi numărul. E, aici e cam problemă, că e prima dată cu ea. Numărul, nu știu ce număr să spun. Dar, până la urmă, zice, dacă nu știți numărul, n-am cum. Zic, eu cred că 77. 77 ce? Zic, de centimetri. Zic, păi cum 77? Nu avem așa ceva. Cum ați ajuns la concluzia asta? Păi zic, eu am acasă un televizor și are 81 de centimetri. Și dacă soția mea stă în fața lui, rămân 2 centimetri într-o parte și 2 centimetri într-o parte. Da. Și... apoi vin acasă să-i fac surpriza. Ea vine puțin. Ia zi, dragă, uite, mi-a zis vecina că m-am îngreșat foarte mult. Mă uit la ea, nu, iubire, ia două scaune și așează-te lângă mine aici, draga mea. Zic, tu ești singura mea investiție în care s-a triplat în cel mai rapid timp. Cam după 20 de ani de la terminarea liceului, ne-am întâlnit mai mulți colegi și o fostă iubită vine la mine, dragule, ți-aduce aminte că trebuia să ne căsătorim, nu s-a putut, dar acum am putea să ne întâlnim, că zice, soțul meu a murit, eu zic și a mea. Da. Vă mulțumesc, asta a fost tot. Da, domnul Sorin. Soce? Sorin. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.